Muștele, țânțarii, căpușele și alte insecte nu ne ocolesc chiar dacă e stare de alertă și pentru a ne scăpa de ele, primăria Făgăraș începe de luni 18 mai dezinsecția pe domeniul public. Serviciul public de administrare a domeniului public va folosi insecticid profesional pentru îndepărtarea insectelor și târătoarelor, inclusiv a căpușelor. Produsele folosite se regăsesc în Registrul Național al Biocidelor și sunt autorizate de Ministerul Sănătății. Acțiunea se desfășoară în perioada 18-22 mai, inclusiv în parcuri, părculețe pentru copii și promenada cetății Făgăraș. Perioada de efectuare a acestor activități va fi prelungită în cazul în care condițiile meteorologice vor împiedica desfășurarea acțiunilor. Pentru o eficiență ridicată la nivelul întregii localități, reprezentanții primăriei Făgăraș fac apel la cetățeni, asociații de locatari sau proprietari, agenții economici și instituții publice să efectueze activitatea de dezinsecție pe proprietăți în clădiri și în subsolul blocurilor, concomitent cu acțiunea municipalității. Pe lângă această acțiune, primăria, prin serviciul ADP, a început încă de la 1 mai să efectueze lucrări de întreținere a spațiilor verzi. Potrivit unui calendar anunțat public, în 18 mai este vizată zona cetății Oltului Tăbăcari și Vasile Alexandrii, iar în 19 și 20 mai, străzile Nicolae Bălcescu, Mihai Eminescu, școlii și alea Unirii. Ulterior, în funcție de condițiile meteorologice, vor fi anunțate și alte zone.